Vă mulțumesc tuturor pentru promptitudinea cu care ați răspuns pozitiv invitației noastre la conferința de presă de astăzi. Conferința de presă va avea două subiecte. Primul dintre ele, cazul de la Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron din Bacău, consemnat în cursul zilei de ieri. Și al doilea subiect, rezultatele anchetei desfășurate de Inspectoratul Școlar Județean Bacău la școala Miron Costin din municipiul Bacău. La conferința de presă de astăzi le am alături pe doamnele Ana Maria Igarmin, șefa Inspectoratului Școlar Județean Bacău, și pe doamna inspector șef Măriuca Mariei, șefa Biroului de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și polițistul care a investigat și a anchetat cazul de ieri, de la Dumitru Mangeron. Pe fiecare din domeniile de competență ale celor două reprezentante de instituții, respectiv ICJ și IPJ, reprezentanții acestor instituții vor avea intervențiile lor separate în relație cu subiectele conferinței de presă de astăzi. Iar cu voia dumneavoastră, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să pornesc la o suită de considerații din perspectiva instituției prefectului cu privire la ce s-a întâmplat ieri și la situația de la școala Miron Costin. Noi la instituția prefectului avem și responsabilitatea funcției și responsabilitatea afirmațiilor pe care le facem în spațiu public și proprietatea termenilor. Nu puteam în relație cu evenimentul de ieri să ieșim în spațiu public abordând, știu eu, o partitură lozincardă, o retorică bazată pe lozinci sau pe tot felul de sloganuri. Am așteptat ca ancheta interinstituțională derulată la Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron să ajungă la concluzii și la măsuri concret propuse. Am fost în legătură directă, permanentă, nemijlocită cu conducerile IPJ Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Am fost informat în timp real și am monitorizat derularea acestei anchete în timp real, la o cadență de aproape la fiecare oră, primind informații despre mersul acestor verificări. Ziua de ieri a fost o zi a anchetei, a administrării de material probatoriu, a audierilor, care au ținut până la miezul nopții și s-au finalizat în jurul miezului nopții cu măsura reținerii preventive a elevului agresor de la Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron. Este o măsură care poate părea dură, însă pentru mine, la fel de dure și de macabre, au fost și imaginile revoltătoare postate în rețelele de socializare cu privire la acțiunea elevului agresor de la Liceul Mangeron. Și aprecierea mea în calitate de prefect al județului Bacău, mă bucur că în concordanță cu conducerea Inspectoratului de Poliție Județean a fost aceea că este un moment T0, un moment în care trebuie să dăm un exemplu și vor mai continua aceste exemple cu adolescenți care transformă școala într-un loc al violenței și al bullying-ului. Din punctul meu de vedere, este momentul să spunem stop acestor practici la nivelul școlilor din Bacău și să acționăm cu intransigență și inflexibilitate, astfel încât acest flagel, recrudescența violenței în școli, să fie combătut cu eficiență și chiar eradicat. Pentru că până la urmă vorbim de copiii Bacăului, de elevii orașului și județului Bacău, de viitorul nostru. Cazul Mangeron, eu nu mă iluzionez, este departe de a fi unul singular în spațiul educațional băcăuan. Dar violența de tipul celei consemnate în imaginile pe care le-am văzut cu toții,
reprezintă pentru noi elefantul din cameră pe care noi am ales să-l vedem și să-l confruntăm în mod direct. Nu să ne facem că nu știm că există sau că nu este în cameră. Nu ne putem ascunde după deget, iluzionându-ne că am avut de-a face cu un caz izolat sau marginal. Dimpotrivă, aș spune. Eu știu foarte bine că mulți dintre directori, dintre profesori, din rațiuni pe care până la un punct le pot înțelege, de pildă aceea de a ține, avea o imagine corectă, onorabilă a școlii în care activează dânsii, trec sub tăcere aceste acte de violență, agresiune sau bullying la nivelul școlilor lor. Cosmetizează sau chiar bagatelizează aceste acte. În schimb, cred că a sosit momentul să ne ridicăm la înălțimea responsabilităților pe care le avem și la înălțimea consecințelor și urmărilor pe care minimizarea acestor cazuri, iată, le au asupra elevilor. Și spun treaba asta pentru că conducerea Liceului Tehnologic Dumitru Mangeron știa că există un elev problemă în acest liceu și nu doar el. Da, ne raportăm la acest elev problemă pentru că dânsul este dedus cazului care s-a întâmplat ieri. Știa. Dar din perspectiva mea a tratat acest caz cu oarecare superficialitate, ca să folosesc acest eufemism și să nu folosesc un termen mai dur, care poate să ar impune. Care sunt cauzele, din perspectiva mea, ca prefect al județului Bacău, pentru că ele sunt multiple, variate, și sigur că reprezentanții IPJ și ISJ vor pune în lumină partea lor de concluzii și de constatări. Eu îmi permit să fac câteva considerații plecând de la ceea ce am înțeles eu și ceea ce văd eu că se întâmplă în peisajul educațional, pornind de la cazul revoltător de la Liceul Tehnologic Mangeron. Una din cauze, eu cred că are legătură cu educația din familie, mai exact cu lipsa educației din familie. Pentru că școala nu poate fi lăsată de una singură și nu poate suplini absența educației din familie. Nu poate juca rolul de părinte școala. Un al doilea factor pe care l-am constatat și cauză ține de anturajele promiscuie din școli și de obiceiurile de dată recent ale tinerilor noștri și adolescenților noștri. M-au oripilat, dragi colegi din presă, m-au oripilat imaginile cu colegii de la Mangeron care, amuzați, filmau agresorul, cum agresează victimele. Cei doi elevi rămași pur și simplu fără niciun ajutor și neajutorați. Doi elevi CES, cu necesități educaționale speciale. M-au oripilat. Asta ce demonstrează? Demonstrează lipsa educației de acasă, discernerea între ce e bine și ce nu e bine, ce e rău, și totodată superficialitatea conducerii acestei unități școlare, care știa foarte bine ce este, ce are în curte, în propria curte, ce are în propria ogradă. Și a ajuns acest liceu să devină scena unor turnări, unor imagini de acest tip, unor filmulețe de acest tip, macabre, revoltătoare. Și mai există o cauză, din punctul meu de vedere, care poate părea mai puțin vizibilă la prima analiză, la prima instanță, dar care eu cred că contribuie cel puțin la fel de mult ca cele două precedente pe care le-am evocat. Și anume, degradarea la nivelul managementului educațional din structurile de conducere ale acestor școli și unități educaționale,
Și când spun degradare, mă refer la anii 2020-2021, până în martie 2022. Vreau să insist pe acești 2 ani, care sunt 2 ani ai unei vizibile, al unui regres vizibil în materie de management educațional la nivelul Bacăului. Și sunt 2 ani în care fosta conducere a Inspectoratului Școlar Județean, cu cei aflați la guvernare la momentul respectiv și diriguitorii județului, a prefecturii de la momentul respectiv, au împânzit, au plantat la nivelul conducerilor unităților educaționale tot felul de cetățeni fără nicio legătură, nici în clin, nici în mânecă cu managementul educațional, cu administrarea unei școli și cu competențe în acest domeniu. Tot felul de nechemați și neisprăviți care au adus nivelul managementului și educației băcăoane în stadiu de degradare reflectat de cazul de la Mangeron, de exemplu. Este o complementaritate între cele două degradări și regrese. Pe de o parte, recrudescența violenței în școli și a fenomenului la fel de îngrijorător al bullying-ului. Pe de altă parte, degradarea continuă a nivelului de competență al managementului educațional, la nivelul conducerilor acestor școli. Și cu ocazia asta fac trecerea la subiectul al doilea al conferinței de presă, fără a-l epuiza, doar a-l atinge tangențial. Un exemplu strălucit din punctul meu de vedere, și vă rog să puneți dumneavoastră ghilimele de rigoare, un eșantion al acestei degradări despre care am vorbit la nivelul managementului, este chiar directorul școlii Miron Costin. Domnul din imagine, care a fost instalat la conducerea școlii printr-un concurs, citați din nou ghilimele de rigoare voi, și al cărui unic merit, care l-a calificat pentru a ocupa funcția de director al acestei școli, este acela că l-au recomandat afișele cu domnul Miroșanu de la PDL din 2008, din campania electorală de la alegerile parlamentare. Domnul Miroșanu, care astăzi este viceprimarul municipiului Bacău și care, ce să vezi, îl mai și scoate de la serviciu pe domnul director din timpul programului, de la școală, pentru a face împreună fotografii pe Facebook, iar domnul director de la școala Miron Costin să-i țină de urât în poze domnului Miroșanu. Că asta trebuie să facă un director de școală. Este un exemplu elocvent din punctul meu de vedere. Domnul profesor Enache de la școala Miron Costin este un profesor de religie, în a cărui școală copiii de clasa a doua, a treia țin petreceri de ziua lor cu șampanie și cu muzică populară. Acesta este, dragi colegi din presă, nivelul celor care în 2020-2021 au plantat la conducerea unităților școlare din Bacău astfel de neaveniți și nechemați. Pentru că și acești directori, al căror merit este că au carnetul de partid sau au avut carnetul de partid potrivit, se fac direct răspunzători de climatul tot mai degradat de la nivelul unităților educaționale. Nu sunt doar părinții, nu sunt doar copiii, sunt și acești directori instalați în funcții doar pentru că au lipit afișele domnului Miroșanu de la PDL. Depășind acest punct, care va face obiectul punctului doar al conferinței de presă și doamna inspector școlar general Garmin va detalia și deciziile care s-au luat, înțeleg, în această dimineață la Inspectoratul Școlar Județean cu privire la subiectul Miron Costin, închei prin a
enunța și câteva măsuri pe care, în calitate de prefect al județului Bacău, le voi pune în operă în perioada următoare, alături de instituțiile responsabile și cu atribuții pe domeniile despre care am vorbit anterior. Așa cum am anunțat încă de dimineață, vom încheia un parteneriat între instituția prefectului, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul Școlar Județean și asociațiile de elevi, Consiliul Național al Elevilor și chiar presa locală, pe care doresc să o cooptez în acest parteneriat pentru a combate cu toată puterea noastră și capacitatea noastră de convingere și de coerciție, unde nevoia o va cere, acest fenomen al violenței în școli. De asemenea, cred că părinții au un rol determinant în conștientizarea acestor realități, pentru că școala sub nicio formă nu poate fi lăsată singură în fața recrudescenței acestor fenomene de violență. De asemenea, voi propune colegilor de la IPJ constituirea unui număr unic la nivelul județului și unui număr de WhatsApp la care martorii unor acte de violență sau chiar victimele acestor acte să notifice aceste realități și aceste cazuri înainte ca, știu eu, imagini revoltătoare, macabre, dureroase să facă obiectul deliciului pe Facebook și a unui spectacol deșanțat pe Facebook. Acest front al combaterii violenței în școli și ai fenomenului de bullying trebuie ranforsat și cu toții, împreună, trebuie să punem umărul pentru a stăvili și a eradica acest flagel. Și nu în cele din urmă, voi genera o corespondență cu Ministerul de Resort, respectiv Ministerul Educației, pentru că ceea ce s-a întâmplat la Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron mă încredințează că demersul nobil, de altfel, de a îngloba elevii cu cerințe educaționale speciale în sistemul normal educațional de masă, astfel pentru a integra mai ușor în societate și în rândul tinerilor, demersul ăsta nobil vedem că are încă sincope la nivelul unităților educaționale și trebuie să muncim suplimentar pentru a eficientiza această aclimatizare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în rândul educației de masă și educației în program normal, da? Sistemului unui ciclu educațional în program normal. Pentru că cele două victime nefericite și neajutorate de ieri au fost doi elevi cu cerințe educaționale speciale, complet neajutorați și dezarmați în fața acestui agresor, lipsit de conștiință. Eu mă opresc aici, dau cuvântul doamnei inspector școlar generale Garmin pentru a trece în revistă ceea ce a derulat Inspectoratul Școlar Județean în relație cu cazul Mangeron, după care vom da cuvântul inspectorului șef Amariei pentru a explica ce a făcut poliția și lucrătorii IPJ până la miezul nopții și chiar dincolo de miezul nopții ieri, pentru că spețele, cauzele cu minori comportă o complexitate aparte, urmând ca ulterior să trecem la subiectul 2 al ordinii de zi, al conferinței de presă de astăzi și doamna Garmin să intervină cu măsurile și deciziile luate astăzi de Inspectoratul Școlar Județean. Vă rog, doamna inspector general. Mulțumesc. Raportat la incidentul de nedorit, foarte dureros, de la colegiul Liceul Tehnic Dumitru Mangeron în Bacău,
Verificările comisiei care s-a deplasat ieri de urgență împreună cu directorul Centrului Județean de Resurse și de Educație și Asistență Educațională Bacău la unitatea de învățământ, moment la care și eu am fost prezentă inițial, urmând ca ai mei colegi să continue verificările, cum s-a și întâmplat. Constatările inițiale ale verificării au arătat numeroase deficiențe manageriale raportate la lipsa unor documente manageriale, și aici ne referim, din păcate, exact la problema copiilor cu CES în ceea ce privește tipurile de intervenții pe care școala trebuie să le facă și la nivelul documentelor și, bineînțeles, aplicat în lucrul cu elevul. Și ne referim la lipsa unor planuri de servicii individualizate pentru toți copiii cu CES din unitatea de învățământ, nu doar pentru cei doi, dar la lipsa unor decizii prin care directorul unității de învățământ trebuia să numească un responsabil de caz. În cele mai dese situații este vorba despre diriginte, poate fi un profesor, poate fi consilierul școlii, astfel încât, da, în clasa de elevi, pe timpul orei, pe timpul pauzei, elevul în cauză să fie, bun, pe timpul orei este în, da, grija profesorului de la ora, pe timpul pauzelor să fie în legătură cu, da, sau sub grija responsabilului de caz. Lipsa acestor documente, normal că a implicat și lipsa activității în acest sens, neexistând, da, altceva decât ideea de diriginte, de, da, coordonator al activității educaționale a clasei și mai puțin în zona intervențiilor pentru copilul cu CES. Regulamentul de ordine interioară și el neaprobat pe jumătate, cu lacune, deci documente manageriale consemnate eronat, documente manageriale incomplete. Deficiențe manageriale privind securitatea și sănătatea elevilor, asigurarea acestor aspecte, precum lipsa graficului ce îi privește pe profesorii de serviciu. Asta, da, arată că dezordinea, ca să nu zic haosul, da, din instituție, poate fi luat și el în discuție. Dezordinea poate fi luată sau haosul poate fi luat în discuție. O altă zonă defectuoasă ține de gestionarea defectuoasă a conduitei agresive, fie că e conduită verbală sau fizică a elevilor, pentru că, într-adevăr, ceea ce se presupune că s-a întâmplat pe 26 ianuarie, spunem se presupune pentru că nu există o certitudine din declarațiile elevilor implicați vis-a-vis de data incidentului de violență între elevi. Spuneam că în anterior acestui moment au existat alte două evenimente, unul în noiembrie 2022, în care elevul agresor a șicanat pe unul dintre cei doi copii cu CES. Același elev. Da, același elev, da, agresor. Iar în 26 ianuarie, săptămâna trecută, da, l-a mușcat pe elevul cu CES, moment în care, într-adevăr, școala a procedat la întrunirea Consiliului Clasei, a luarea măsurilor de sancționare a elevului cu scăderea la 2 puncte la purtare, respectiv sancțiunea avertisment. Un moment iarăși deficitar, pentru că nu sancțiunea în sine rezolva situația, ci urmărirea, monitorizarea a ceea ce se întâmplă după. Ieri când ne-am dus, da, să anchetăm situația, elevii toți trei erau în clasă, pe timpul pauzelor împreună, ceea ce mai ales în și deruta evenimentelor și încărcătura emoțională pe care fiecare elev împarte, și agresorul, dar și ceilalți, sigur, o aveau un mod suplimentar, puteau conduce aceste momente, aceste evenimente, aceste, da, implicații, puteau să conducă către o nouă situație de agresiune, de violență. Și atunci, faptul că au fost aruncați într-o clasă de elevi doar în urma unui avertisment dat elevului agresor, nu este o soluție. Da, putea fi asigurată o permanență, o încropire a acestei permanențe pe care profesorii școlii să o facă, dar să facă aceste lucruri, pentru că era clar că, da, după cunoașterea acestor momente de violență, intervenția trebuia să existe. Ea nu a existat. Măsurile concrete. S-a dispus prin Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar cercetarea prealabilă în vederea cercetării disciplinare a activității manageriale la nivelul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în așa fel încât să aprofundăm cercetările, pentru că, v-am spus, planul acesta de analiză inițială arată lacune și deficiențe majore.
Tot astăzi în Consiliul de Administrație, zic tot astăzi pentru că da, este momentul, momentul conferinței este posterior Consiliul de Administrație de la Inspectorul Școlar Județean Bacău, s-a aprobat da, realizarea unei campanii de instruire, aș spune reinstruire și o spun, o strig, reinstruirea directorilor de către ISJ Bacău în ceea ce privește documentația școlară, modul de reacție în situații, în situațiile care privesc situațiile problemă, cum e și această da, reacție în ceea ce privește violența, intervenție în eu știu, momentele critice în care copilul cu CES are nevoie de intervenție și așa mai departe. Și, bineînțeles, modul de aplicare a ceea ce înseamnă intervenția directorilor, bineînțeles, în baza legislației și a procedurilor existente. Directorii au fost instruiți, începând cu 30-31 august, când am făcut ședințe teritoriale, pe parcursul acestui an școlar, care a început în nenumărate rânduri. După cazul Răchitoasa, de care vă amintiți, cu învățătoarea care da, a jignit pe grupul de WhatsApp al unui copil, în care școala Răchitoasa era complet, liceul tehnologic Răchitoasa era complet neacoperit pe zona documentației în ceea ce privește copilul cu CES, lucru vizibil în reacțiile și în da, activitatea cadrelor didactice, pentru că, bun, documentele sună, dar contează și cum sau dacă aplicăm ce spun documentele. Și după acel moment, inspectorul școlar pentru educație specială a avut o astfel de campanie, o astfel de intervenție aplicată la nivelul unităților de învățământ, în așa fel încât în ceea ce privește activitatea directorilor, a celor implicați din unitate de învățământ, consilierul școlar, dacă există, dacă nu, da persoanele abilitate, să facă ceea ce trebuie, iată, în ceea ce privește copilul cu CES, integrarea copilului cu CES, incluziunea copilului cu CES. Suntem într-o continuă legătură, continuă, deși e doar de ieri, da, dar vor urma normal aspecte ale anchetei, continuă legătură cu Ministerul Educației. Am comunicat cu doamna secretar de stat, Antoaneta Bolchiș, pe această temă pe parcursul zilei de ieri, în ceea ce privește situația de la Mangeron. Am transmis informare scrisă cu aceste prime etape ale anchetei pe care ISJ o face. Monitorizăm situația și intervenim fără a scuti de la nimic pe cei care trebuie să răspundă pentru securitatea copiilor noștri. Vă rog, doamna inspector șef. Mulțumesc frumos. Activitatea Biroului Siguranță Școlară, știți foarte clar, are două componente, cea de prevenire și cea de combatere. În buna colaborare pe care o avem cu Inspectoratul Școlar Județean, evident că ținem legătura nu doar oficial, ci în mod direct, personal chiar, fapt pentru care în cursul dimineții de ieri am fost sesizați imediat de către doamna Inspector Școlar General, ulterior de către conducerea Liceului Tehnologic Dumitru Mangeron, ca în orice cauză cu minori. Polițiștii nu stau la discuții, ne-am deplasat imediat la fața locului, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară. Am constatat primele aspecte, am conturat primele aspecte, contextul întâmplării faptelor. Pentru noi este o certitudine că fapta a avut loc la 26 ianuarie și evident că am pornit o întreagă cercetare. Cum a spus și domnul prefect, în spatele unor măsuri care nu sunt poate numeric multe sau poate nu par suficient de drastice, este o muncă laborioasă. Actele procedurale cu minori necesită atenție, implicare, responsabili multipli, da? DGASPC, avocatul din oficiu. Astfel că imediat am audiat cele două victime în camera de audiere minori din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău și după administrarea întregului probatoriu, undeva spre miezul nopții am emis ordonanța de reținere a suspectului, da, elevul de 15 ani, care și-a agresat și aș spune că nu doar și-a agresat și și-a lovit, ci și-a umilit și-a bătut joc de cei doi colegi de clasă. Poate că este o premieră reținerea unui minor
pentru o faptă de lovire și alte violențe, da, articolul 193 aliniatul cu 1 din codul penal, dar contextul faptei, da, modul în care ea a fost săvârșită, indignarea adusă atât nouă în mod direct, da, personal, nu doar ca părinți, ci și ca polițiști, ca factor de decizie, ne-au determinat ca prin această măsură să tragem efectiv un semnal de alarmă, pentru că știm cu toții și în contextul pandemic și al adolescenței, al evoluției socialului, în ultima perioadă faptele de lovire și alte sau alte violențe din unitățile de învățământ au crescut foarte, foarte mult și da, putem spune că creșterile sunt de la an la an tot mai mari. Statisticile ne arată că trebuie să luăm altfel de măsuri și nu cred că doar în plan local, ci la nivel național. Coroborat și cu resursa noastră, da, de personal și de munca pe care o să depunem, cu siguranță nu va fi ușor, e nevoie de schimbări legislative. Ce urmează? Minorul este în continuare reținut 24 de ore, se află în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Bacău până la expirarea perioadei de reținere. Continuăm cu toate cercetările aferente și cu toată procedura de cercetare penală, evident sub supravegherea procurorului, și cu siguranță se vor lua toate măsurile, și atât procedurale cât și preventive, pentru ca în primul rând el să conștientizeze cu adevărat faptele săvârșite, să și le asume, da? Să suporte consecințele legale, pentru că până la urmă, dacă nu înțelegem că trăim într-o societate și că trebuie să ne respectăm ca oameni, indiferent de felul în care suntem, trebuie să suportăm niște consecințe. Și chiar dacă ce va urma de aici poate nu va fi cu o implicație extremă, măsura totuși a fost bine intenționată și am arătat celor care nu înțeleg la timp, adolescenților care nu înțeleg la timp ce ar trebui să-i mâne în traiul de zi cu zi, că se poate și altfel și că suntem acolo și că intervenim. De unde a fost ridicat? Poftim? Agresorul, de unde a fost ridicat? A fost ridicat de la școală. El a fost prezent la școală. La prima oră a dimineții l-am găsit în sala de clasă, așa cum am și spus. Deci de azi dimineață până mâine dimineață e... Nu, el este reținut de azi noapte, de la miezul nopții, da? Noi nu l-am reținut de ieri dimineață. Reținerea efectivă, ca măsură, a fost pusă în aplicare înspre miezul nopții, mai exact la ora 23:40. Când s-au încheiat audierile și s-a degajat această măsură. Da. Și de ridicat a fost ridicat dimineață? Nu a fost ridicat dimineață, pentru că noi nu avem. L-am chemat la audiere. Noi ne-am prezentat la școală, am luat legătura cu toate persoanele implicate, părinții, ca și reprezentanți legali a fiecăruia dintre minori, a fost chemat la școală și am stabilit etapele cercetării. Mai întâi au fost audiate, evident, persoanele vătămate, pentru a stabili exact și clar ce s-a întâmplat, da? Ca să vedem ce calitate are fiecare parte. După ce se întocmesc pe rând toate documentele și toate procedurile, da, nu s-au încheiat la 12 noaptea, s-au încheiat o parte din activități în jur de ora 3. Atunci am plecat de la birou și continuăm, pentru că nu se opresc aici. În timpul audierilor, da, agresorul, cum s-a manifestat? A dat vreun semn măcar că regretă fapta? Ce poziție a adoptat agresorul în momentul audierilor? Vă dați seama că în momentul în care vii în fața unui polițist și îți dai seama că urmează să suporți niște consecințe legale, majoritatea și la 15 ani chiar au o atitudine spășită și le pare rău. Nu cred că și-a înțeles inițial cu adevărat implicațiile, fapte și efectele acestea, considerând-o inițial că au făcut-o sub formă de glumă, de amuzament, da?
Ulterior, după discuții, și-a dat seama că a greșit, îi pare rău, evident, și, și în prezența reprezentantului legal a mamei, da, mama, evident, cum a reacționat? Evident, e foarte implicată și plânge. Ea a răspuns pozitiv, din câte am înțeles, și solicitărilor cadrelor didactice, adică a fost prezentă de câte ori a fost chemată la școală și a dat tot acordul pentru consilierea lui. Mama știa de primul eveniment? Da, știa. El a avut mai multe altercații cu acești doi elevi de la începutul anului școlar, undeva din luna octombrie au început problemele, micile agresiuni verbale, fizice, și evident a explodat pe data de 26 când a avut loc și acea mușcătură, dar numai că relatările unora, fiind sub impulsul fricii și a unor temeri, stării de temere creată, nu o relatează neapărat acasă, având în vedere că erau și niște elevi cu probleme, da, care au nevoie de sprijin și orientare permanentă. Evident că acea comunicare a fost mai greoaie, probabil. Sunt într-o familie cu probleme? Că n-ați zis unul de tată. Nu știu de ce trebuie să numim ce înseamnă familie cu probleme. Adică are despărțiți tată? Părinții? Dacă, cred că... Păi, dumneavoastră să-mi spuneți. Consider că dacă doi părinți sunt despărțiți, nu este o familie cu probleme. Da. Deci, despărțiți, e doar cu mama, să înțeleg. Nu pot să vă dau detalii, am pentru înțeles. Că nu au nicio implicație și nicio legătură directă cu cazul respectiv. Adică, nu importă. Nu, chiar nu sunt despărțiți. Da, părinții autorului chiar nu sunt despărțiți, dar de asta zic, cred că ar fi important să fim atenți la anumite formulări când spunem familie cu probleme, da? Pentru că în ziua de azi, da, divorțul nu mai este neapărat o problemă, ambii părinți cu siguranță își asumă, da, responsabilitatea creșterii și educării copilului. Da, dar dumneavoastră ați spus că este o premieră și atunci în reținerea unui minor. Și atunci trebuie date niște este o informații premiere, despre acest minor. Premieră. Este o premieră. Dacă îmi permiteți un pic. Dacă îmi permiteți un pic, tocmai prin natura caracterului de minor al acestui copil, nu putem să și exact. Natura cercetării penale, cel puțin în punctul în care ne aflăm acum, nu este, ea nu se face nici pe Facebook, nici la televizor. Ea se face la procuror și la polițist. Și indiferent cum ar fi, fiecare parte se bucură de niște drepturi și niște obligații pe care trebuie să le respectăm. Asta nu înseamnă că atâta vreme cât suntem autori de infracțiuni, drepturile noastre sunt tăiate și facem abuz de anumite substanțe. Asta trebuie să ținem cont în primul rând, că este vorba totuși despre un minor de 15 ani. De acord, da? Care între 14 și 16 ani un minor are nevoie de o expertiză psihologică pentru exact. A se dovedi dacă a avut discernământ în momentul săvârșirii faptei. Da? După 16 ani minorii răspund legal pentru faptele săvârșite. Detalii, vă dau orice detaliu în ceea ce privește modul de săvârșire a faptei, ce am făcut, dar nu detalii despre viața lor, în primul rând pentru că nici eu nu o cunosc, pentru că în desfășurarea procesului penal nu mă interesează ce are fiecare acasă. Acum, dacă nu era această filmare, probabil că nu știați nimic despre situația corectă. Probabil că nu știam nimic despre această situație filmată sau probabil se venea cu o plângere, pentru că în urma audierii reprezentanților legali ale celor două victime, ei ne-au spus că au mai relatat și că aveau de gând să vină și să ne sesizeze. Dar nu mai exista efectiv vizual această probă și atunci probabil nu se mai ajungea poate la măsura de reținere, da? Pentru că de asta am spus că este o premieră. De obicei, pentru o fapte de lovire sau alte violențe, nu se dispune o reținere, mai ales la un minor de 15 ani. Deci nu veți mai propune altă măsură după cele 24 Sigur că de da, propunem, dar urmează să fie prezentat parchetului cu propuneri procedurale și nu mai depinde numai de noi, așa cum v-am spus, avem un procuror care ne coordonează întreaga activitate. Domnul Pop, pentru a vă satisface curiozitatea, sunt din mediul rural, toți trei elevi. Bun. Nu sunt din municipiul Bacău, iar agresorul e din Antohești, izvorul Berheciului. Bun. Dacă ne-ați propus este relevant. Vă rog. Și presei o... Vă rog. Un parteneriat. Da. Eventual, la multe instituții, nu știu ce.
Vreau să vă spun că din punct de vedere al presei, cel puțin, da, oamenii din școli, conducerile mai ales, instituțiile de învățământ, nu sunt foarte cooperante cu presa atunci când noi venim să, sigur, cu sprijinul ISJ-ului, dacă cu acreditarea respectivă, așa, da, nu cooperează cu presa în niciun caz, mai ales în cazul de genul ăsta, care sunt fulminante. În celelalte, când vorbim despre proiecte, nu știu ce, atunci da. Dar în genul ăsta de cazuri nu cooperează absolut și îți închid telefonul în nas. Eu mă bucur că ați ridicat această problemă. Pentru că este una din realitățile cu care vă confruntați în meseria dumneavoastră și mai mult decât dumneavoastră se confruntă opinia publică până la urmă, nu? Care trebuie să știe, să, nu, fie informată cu privire la mersul unei anchete, la o anumită întâmplare, care poate avea o recurență în mai multe unități școlare, nu doar, repet, nu este vorba de un caz izolat. Este ceea ce este circumscris, dacă îmi permiteți, de ceea ce am spus adineauri. Noi am ales să vedem elefantul din încăpere, nu să ne facem că nu există, să dosim gunoiul sub preș. Deci o rugăm pe iar cu conducerea inspectoratului școlar județean, că am discutat această chestiune încă de ieri, vom genera, sigur, o nouă întâlnire cu toți directorii, la care o să participe și Biroul Siguranță Școlară, reprezentanții IPJ Bacău, și o să facem, inclusiv cu prezența mea, o discuție foarte tranșantă cu privire la ce au de făcut acești directori în anumite situații. Inclusiv în situații de acest tip. Că știu la ce vă referiți. Când e o serbare, când e un Erasmus, când este o delegație venită de nu știu unde, când este o modernizare de școală, ne place să apărăm în spațiu public, da? Și să vorbim despre asta. Nu putem să nu confruntăm o realitate care este peste tot. Ați văzut filmulețul de ieri, de la Mangeron, care cred că e grăitor și cred că vorbește de la sine. Nu cred că mai trebuie să adăugăm pe lângă aceste imagini și altceva. Vă rog. Ce factori credeți că conduc la aceste acte de agresiune între elevi, mai ales în incinta școlilor? Eu cred că această întrebare ar trebui să-și afle o elucidare la nivelul atât a inspectoratului școlar județean, cât și a conducerii respectivei școli, punctual unde s-a întâmplat. Pentru că există și chestiuni de ordin local, dacă vreți. Cum bine spunea doamna inspector șef, de asta toamnă se știau de divergențele și frecușurile, ca să le spun așa, de la Mangeron. Sigur că ele au escaladat, degenerând în ceea ce am văzut ieri pe Facebook. Da? Doamna, dacă vreți un punct de vedere, sau mă rog, o analiză care să vizeze o generalitate, cred că are legătură cu ce am spus, în primul rând, cu lipsa unei educații din familie, pentru că părinții nu pot să trateze la și altele educația copiilor. Școala nu poate suplini, și știm treaba asta, că școala nu poate suplini ceea ce oferă o familie sau ar trebui să ofere o familie în materie de educație. Și cred că mai există un context, dacă îmi permiteți, în ceea ce înseamnă obiceiurile tinerilor de azi, care probabil din teribilismul de a se imagina o vedetă pe Facebook sau pe TikTok, recurg la astfel de gesturi care mie mi se par halucinante și revoltătoare, pentru că acei colegi de clasă care și-au filmat, care au filmat agresorul amuzându-se, pentru ei asistau la un spectacol cu o vedetă locală de acolo, din liceu, care făcea și desfăcea cu doi elevi neajutorați. Doamna Carmen, nu credeți că unul dintre factori este și acela că unele cursuri, da, din orar nu se țin? Adică aveți reclamații la inspectorat că sunt profesori care nu vin la ore? Au fost, puține, cred, dar... Da, nu știu, să estimez din aprilie 2022 până acum să fi fost 2-3, din ce mi-aduc aminte o situație la Onești, din ce mi-aduc aminte. Deci au fost, sunt astfel de petiții, într-adevăr.
Da, este posibil. Spre exemplu, da, la momentul în care, că tot vorbim, o să vorbim și despre Miron Costin, da, la momentul în care domnul director de la Miron Costin avea ore, dau un exemplu, da, în așa fel încât să înțelegem un astfel de context. Domnul director avea ore la școala Lecu Rousseau, unde este titular, participând la o inspecție pentru conversia pe care o face de pe, da, profesor de religie pe profesor de educație și fizică și sport, o inspecție pe care trebuia să o susțină dumnealui în vederea acestei conversii. A, da, pus în loc un cadru didactic de la școala Lecu Rousseau, adică astfel de contexte, o bâlbâială de genul acesta, da, poate genera. Lipsa profesorului de la oră, bineînțeles că poate conduce la astfel de evenimente nedorite. Din punctul meu de vedere, situațiile în care nu se fac ore trebuie gestionate clar de conducerea școlii, da, consemnate prin, da, tăierea orei din cont, adică, cum spunem generic, luarea de măsuri în acest sens de către conducerea unității de învățământ. Doar în felul acesta putem evita astfel de contexte sau să le eradicăm. Mai mult, cred că, da, mergând și pe ceea, și completând ceea ce spunea și domnul profesor, eu văd o ruptură, o obturare a ceea ce înseamnă raportul directori cadre didactice. Sunt foarte mulți directori și în cazurile de față, în amândouă, vorbim despre directori ce provin din alte unități de învățământ. Directori care nu sunt titulari în unitățile de învățământ pe care le conduc. Această ruptură se simte. Nu cunoaște istoricul școlii, nu îi cunoaște pe toți profesorii sau, da, învățătorii, personalul didactic auxiliar, dar e nevoie de timp pentru asta, nu un an, doi, uneori, da, că poate există voință, da, doar timpul, da, poate, să zicem, consolida acest tip de relație profesională. Așa. O altă cauză o văd la nivelul obturării relației școală-părinți. Fie dintr-o parte, fie dintr-alta, există întotdeauna un drept la replică, o formă de reacție, da? Deci în ambele părți, și școala greșește, și școala greșește, o spun o strict, de foarte multe ori. Deci cumva, eu am o vorbă, o să mai spun, elevul este ultimul vinovat. Școala, părinții sunt direct responsabili pentru ceea ce îi se întâmplă. V-aș propune să luăm act totuși de faptul că managementul, conducerea acestui liceu tehnologic știa de asta toamnă, de situația din această școală. Și ce se petrece acolo? De când știa? A aflat ieri din presă sau știa? Cred că a aflat ieri de pe Facebook. Chiar. Părinții n-au făcut o reclamație? Ceva nu știau ce se întâmplă cu copiilor? Ce e cu probleme? Nu, doar mămica copilului mușcat în 26 ianuarie n-a făcut o reclamație, reclamație la școală, în sensul a mers la doamna directoare, a povestit, a fost o reclamație verbală, să-i spunem înscrisă, și școala a făcut demersurile în cauză, minimale, dar le-a făcut. Până nu, da, au apărut aceste filmări în spațiul public, nu. Demersuri minimale. Da. Scăderea notei la purtare. Da. La nivelul școlii, ambii, da, părinți s-au adresat școlii cu privire la problemele de comportament ale autorului raportat la copiilor. Da? Deci până strict direct către poliție nu a venit nimeni să se sesizeze. Hai să o luăm pe doamna Lungu. Două întrebări punctuale, doamna inspector general. Vestul recomanda consiliere psihologică atât victimei cât și agresorului, dar și părinților acestora, pentru că elevii sau sunt victima, agresor, sunt cei care au fost protagoniști, fie că au vrut, fie că n-au vrut, dar în spate sunt și părinții. E clar, da. Da? În opinia mea, școala ar trebui să impună. Nu se poate impune consilierea școlară, se face numai cu acordul părintelui, da? Doar am legal părinți, vorbim, chiar dacă se recomandă, se poate recomanda. Se poate recomanda, dar și cum am spus și la început, a fost sesizat de GSPC-ul deja și oricum ei vor iniția o anchetă socială și la fel pentru fiecare parte implicată și va veni și cu consilierea specializată de la nivelul acelei instituții. Și pe lângă consilierea victimei și agresorului, inclusiv colegii de care menționa domnul prefect, care au stat și s-au amuzat, trebuie să consiliați pentru că nu este atitudine în regulă deloc. La nivelul școlii ieri, fiind acolo, am singurul elev cu care am vorbit eu alături de consiliera școlii, conducerea școlii și alte cadre didactice, a fost elevul care a filmat. Normal că l-am întrebat cum ai putut să sporți, cum ai putut să filmezi, dar în același timp, pe loc, da, la momentul în care recomandarea era întoarce-te în clasă, da, încearcă să ai o poziție neutră, am intervenit solicitând consilierea acestuia, doamna consilier școlar a plecat cu el
mai întâi în cabinet la dumneai, bineînțeles nu pentru consilierea propriu-zisă, ci doar pentru a face trecerea spre intrarea în sala de clasă. Da. În cazul în care, să zicem, nu știm, au mai fost, probabil că cu siguranță vor mai fi, vă gândiți ca această recomandare de consiliere psihologică în cadrul școlilor să fie o linie roșie care să conducă sistemul de învățământ, pentru că are probleme, sunt reale probleme în învățământ, numai în Bacău. Știu. Clar. Vă gândiți să recomandați tuturor instituțiilor de învățământ din Bacău? Da. Da, da, recomandarea o putem face. În... Bine, și da. Aplicarea, urmărirea. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Vom acționa peste ideea de a recomanda. Exact. Ca să fie foarte clar, peste ideea de a recomanda. Vreau să reiterez acest aspect și să ne facem și mai bine înțeleși și mai concret înțeleși, pentru că eu consider că este nu doar intolerabil, ci perfect condamnabil ce s-a întâmplat ieri la Mangeron și de fapt este un eșantion din ceea ce a răbuflit în spațiu public, dar eu cred că se întâmplă cam peste tot, nu doar în județul Bacău, repet, la nivel național, urmărim la știri, cred că cu toții, și vedem în fiecare săptămână sau aproape într-o cadență zilnică astfel de cazuri. Menționați mai devreme, domnule prefect, de instituirea unei linii verzi, am înțeles, pentru o să facem un număr de telefon, nu i-aș spune hotline, dar un telefon roșu, verde, la care acești elevi sau martori care au luat act de o agresiune și mai au eventual și probe în acest sens, să contacteze autoritățile statului, în special Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul Școlar Județean, astfel încât să ajungem să preîntâmpinăm, să lucrăm într-o zonă de prevenție dusă extrem de riguros și intransigent, astfel încât imaginile pe care le-am văzut ieri să nu se mai repete în spațiu public. Întrebarea era dacă vă gândiți și una pentru profesor, pentru că se poate întâmpla ca în locul acelui elev agresat să fie un profesor. Cred că... Și din jenă și din alte, cunosc cazuri în Onești, punctual, nu au reclamat. Cred că violența în școală acopere o paletă destul de largă de gesturi, fapte și cazuri. Nu doar exclusiv raportat la elevi sau la minori. Dar fapt este că flagelul ăsta afectează în primul rând adolescenții și preadolescenții, cum am văzut inclusiv că s-a întâmplat la Mangeron. Și adresabilitatea este în zona asta, pentru că dați-mi voie să constat, făcând recurs la ce a spus doamna inspector școlar general, avem și niște directori care n-au nicio legătură cu școlile pe care le conduc, fiind parașutați cu ghilimele de rigoare, cum am și exemplificat, da, anterior, la conducerea acestor școli, poate și asta are o legătură cu lipsa de comunicare a lor. Când nu cunoști școala pe care o conduci, sigur că e greu să dai declarații presei sau să fii deschis presei. Probabil ai o omisiune, ai lipsuri, ai o inconsistență a mandatului, care s-ar vedea în spațiu public. Și eu cred că trebuie să atacăm frontal acest subiect, fără toleranță zero la așa ceva. Pentru că nu-mi doresc să mai avem de-a face, chiar dacă ăsta este un ideal. Ne fixăm un obiectiv cât mai înalt pentru a ajunge cât mai aproape de acest ideal al eradicării. Pentru că în filmul ăsta și conducerile școlare au o responsabilitate, și părinții, și trebuie să admit că cei 2 ani de pandemie cu învățământul ăsta online, care a alienat, practic, suplimentar ceea ce înseamnă populația școlară și elevii, are urmările pe care le vedem și astăzi, materializându-se în acte reprobabile, condamnabile. Considerați benefic, cu ghilimelele de rigoare, această filmare? Păi această filmare, dacă nu ar fi existat, nu am fi văzut magnitudinea acestor lucruri. Nu consider nici benefic, nici nebenefic. Această filmare are rolul de a pune lumină, de a fi un turnesol, un test de turnesol, cu privire la ce s-a întâmplat punctual la Mangeron. Dar departe de mine să fiu guvernat de iluzia că este un caz izolat, singular, și că în școlile din Bacău nu se întâmplă treaba asta. Eu fac precizare că inclusiv la nivelul IPJ există și alte dosare, o astfel de minori. Sigur, de la alte licee, de la alte școli, care comportă cu tot o altă cazuistică pe care eu nu o să o stau să o dezbat astăzi aici, că nu e cazul să fac treaba asta. Dar inclusiv licee cu pretenții din centrul orașului chiar, sau școli
cu pretenții de la nivelul centrului orașului, se confruntă cu așa ceva. Și nu e cazul să ne ascundem după deget. Repet, nu e cazul. În județul Bacău există școli unde elevii au primit formulare pe care au trebuit să le semneze ei și nu părinții, prin care își luau într-un fel angajamentul că nu au voie să filmeze cu telefoanele în incinta școlii. Deci nu mă refer la GDPR, dar la regulamentul GDPR pe care îl semnează părinții. Pentru că de cele mai multe ori filmările elevilor scot la iveală aceste nereguli din interiorul școlilor. Acum, elevii respectiv nu au filmat la Mangeron din rațiunea guvernați de o morală și că trebuie să aducă la cunoștință opiniei publice acele rele. Ei au filmat amuzându-se. De ce mare realizare fac ei? Umilindu-i și agresându-i pe doi colegi neajutorați. Vreau să facem o distinție aici, să nu scăpăm lucrurile într-o zonă în care... Da? O întreb pe doamna inspector școlar principal, dacă există aceste formulare pe care le semnează elevii. Nu trebuie să existe. Singurul acord pe care la început de ciclu de învățământ, preșcolar, da, primar, gimnazial, liceal, părintele îl semnează. În acel acord, da, pot fi referiri, trebuie să fie referiri la regulament de ordine interioară, care poate face referiri la rândul lui la GDPR, la condițiile GDPR, dar acordul respectiv trebuie semnat de părinte. Dacă au existat astfel de formulare, nu știu de ele, verificăm, da, cercetăm și... Eu chiar cred, dacă aveți cunoștință concretă despre astfel de aspecte, vă rog, sesizați Inspectoratul Școlar Județean și vom verifica. Deci prevederile acestea legate de filmarea, da, fotografierea, ceea ce implică aceste prevederi GDPR, pot fi în regulamentul de ordine interioară sau în acel acord pe care părintele îl semnează. Dar sesizări cum că în preajma școlilor sau chiar în incinta școlilor pătrund persoane care vândă tinerilor substanțe interzise. Sesizări propriu-zise la inspectorat nu am avut. Deci, pe adresă, sesizare, petiție, altceva, nu am avut la inspectoratul școlar. Dar după părerea dumneavoastră, poate fi real o asemenea ipoteză. Da, e doar o părere, dacă ar fi să spun asta. Două întrebări, doamna profesor. Sigur. În ultimele două cazuri remarcăm și un alt fenomen. Directori care încearcă să denatureze adevărul în mod greșit. Și la Lego Russo era evident că filmarea a avut loc în timpul orii și directorul spunea că este în pauză. Miron Costin, scuzați. Și la Liceul Macedon vedem un director care, deși s-a confruntat cu un incident, nu l-a adus la cunoștința inspectoratului școlar și a scăzut două note la purtare. Este un fenomen și ăsta, cum vă propuneți să-l combateți? Asta ar fi prima întrebare. A doua întrebare, dacă considerați că revenirea la sistemul de uniforme școlare ar fi o modalitate prin care să se reducă bullying-ul și implicit violența în școli. Sigur. În sensul întrebărilor pe care le-a pus colegul meu, vă considerați că inspectoratul este minimalizat de către managerul de școli? Raportul dintre Inspectoratul Școlar ca instituție de conducere, îndrumare și control și unitățile de învățământ este condiționat de acest tip de relaționare, conducere, îndrumare și control, în sensul că unitățile de învățământ au un regulament propriu de organizare și funcționare care de foarte multe ori e nuanțat, nu spun diferit, e nuanțat față de ceea ce, iată, Inspectoratul Școlar poate realiza ca intervenție la nivelul școlilor. Dar bineînțeles că conlucrarea, identificarea de forme procedurale prin care drumul să fie unul comun, aceste lucruri trebuie să se întâmple. Deci nu consider că avem drumuri diferite, dar nuanțe există, într-adevăr. Raportat la cele două întrebări, trebuie să fac o diferențiere. În cazul Miron Costin, și vom detalia imediat, există, într-adevăr, ideea de declarație mincinoasă, raportare, pentru că există o informare către ISJ Bacău, directorul, a mințit cu privire la momentul petrecerii evenimentului, incidentului. La Mangeron este vorba despre carențe în actul managerial, despre intervenții limitate, despre intervenții parțiale, dar nu despre o ascundere a faptelor, în niciun caz, sau ceea ce se petrece în școală. Formele noastre de intervenție asupra ceea ce se întâmplă, faptul că în cazul Miron Costin avem deja o situație pe care Consiliul de Administrație a luat în considerare votând
în acest sens și imediat o să vorbim despre asta, iar în cazul cu liceului Dumitru Mangeron, de asemenea, tocmai menționam decizia cercetării prealabile în vederea cercetării disciplinare a doamnei directoare și, bineînțeles, aici am uitat să spun anterior, solicitarea ca unitatea de învățământ să ia măsurile în ceea ce privește cercetarea disciplinară a persoanelor care nu și-au făcut datoria la rândul lor, consilier școlar, comisii, deși e cam greu, comisiile nenumite nu aveau cum să-și facă datoria, se întoarce lucrul acesta spre director. Da. Referitor la uniforma. Bun. Da. Referitor la întrebarea cu uniforma școlar, ca profesor de mulți ani în învățământ, această problemă, această discuție e una care e mereu readusă în prim plan. Cele mai multe reacții împotriva uniformei sunt ale părinților. Școlile, fie în zona individuală, da? Pentru că uniforma poate fi instituită la nivelul unei singure unități de învățământ. Da? Acolo unde nu s-a putut introduce acest lucru și vin de la un colegiu unde s-a întâmplat acest lucru, reacția, acolo predau, adică, reacția a fost de nu, mai noștri copii se pot îmbrăca cum vor. Și vă spun asta din perioada în care eram director adjunct și participam la ședințele cu părinții, am auzit cu ale mele urechi și așa mai departe. E un subiect delicat, nu dăm vina doar pe părinți, se poate face acest lucru, se poate propune, trebuie să-l și încercăm și uite, noi, da, școlile, noi în ISJ-ul putem sugera școlilor acest aspect. Domnul prefect, din multitudinea și varietatea întrebărilor, poate acceptați să, ca cele două instituții, deși doamnele sunt destul de deschise în fața presei, să facem mai des conferințe de presă pe diferite probleme, pentru că colegii, noi avem, așa, am făcut o conferințe de presă încă de la începutul anului școlar și cu situații destul de, probleme destul de tristă. Da? Cele două instituții separat să facă aceste conferințe de presă, înțeleg. Cum doresc. Da, eu cred că fiecare instituție are propria politică în materie de a ieși în spațiu public. Eu rețin aici problema ridicată pertinent de dumneavoastră cu privire la, știu eu, o creștere a cadenței acestor conferințe de presă și subscriu la această viziune, poate și că a fost om de presă. Și o să avem această discuție instituțional cu colegii de la Inspectoratul Școlar Județean și IPJ. Eu vreau să marcăm, dacă am încheiat punctul 1. La punctul 1, ok, vă rog. Știu că există școli unde elevii fumează nestingheriți, da, în interiorul, în incinta școlii, pentru doamna Măriuca Mariei. Se fac controle pentru a se verifica cum minorii își procură țigări? Există niște prevederi legale, da? În proximitatea unităților de învățământ nu trebuie să existe societăți comerciale care să comercializeze produse din tutun, alcool sau materiale pornografice. Evident că noi, la început de an școlar, întotdeauna, pe lângă toate verificările, facem și aceste verificări la societățile comerciale. Pe raza județului Bacău nu există în proximitatea, așa cum prevede legea, societăți comerciale care să facă acest lucru. E destul de complicat să prinzi, da, în momentul faptului un minor care își procură țigări chiar atunci și să sancționeze vânzătorul. Resursa umană e restrânsă. Atribuțiile siguranței școlare nu ține strict doar de astfel de controle, dar periodic am desfășurat acțiuni pentru prevenirea delincvenței juvenile, da? Dar și pe această linie, prevenirea absenteismului, precum și a verificărilor acestor societăți comerciale, da? Intrarea inopinată în astfel de societăți și surprinderea acelui moment. De foarte multe ori nu găsim, nu se identifică, pentru că știți foarte clar, uniforma impusă sperie și atenționează prezența noastră și atunci impune și un altfel de comportament atunci. Sesizări din partea profesorilor, a părinților, directorilor de școli sau care se aducă la cunoștință că la ore vin și unii elevi care au un comportament ciudat, da? Sau, ca să zic așa, au consumat substanțe interzise. Atât pentru poliție, atât la Inspectoratul Școlar? Nu avem. Pe Biroul Siguranță Școlară nu s-a înregistrat nicio astfel de sesizare, dar trebuie să avem în vedere că Brigada de Combatere a Criminalității Organizate cu structura antidrog este cea care intervine direct și are în responsabilitate acest fenomen.
La inspectoratul școlar aveți cunoștință? Nu, nici la ISJ nu sunt astfel de sesizări, propriu zise. Deci ar trebui să facă un profesor atunci când constată o situație de asta, cu un elev dă dovadă de un comportament... Inițial anunță conducerea și ulterior conducerea împreună cu consilierul școlii. Dacă nu există consilier, se poate cere sprijinul personalului de la Câjiraie Bacău, în așa fel încât să înceapă o anchetă preliminară care să lămurească dacă, într-adevăr, elevul în cauză depășește calitatea de suspect de consumator de substanțe interzise și după aceea, bineînțeles, la momentul în care suspiciunea se arată mai clar în ochii conducerii școlii, să anunțe organele de abilitate, fie că este vorba de ANA, fie că este vorba de specialiștii din poliție. Da, eu vă propun să trecem și la punctul doar conferinței de presă, că ne distanțăm prin natura întrebărilor, ne distanțăm de subiectul Mangeron, acesta fiind subiectul, primul subiect al conferinței de presă. La punctul 2 avem situația școlii de Miron Costin, da, și a conducerii de acolo. Vreau să fac două scurte intervenții pentru a fi și mai clar în anumite aspecte pe care le-am văzut nedrept vehiculate și tendențios vehiculate în spațiu public în ultima perioadă. Părinții și tatăl copilului căruia i s-a organizat acea petrecere în timpul orelor de curs la Miron Costin cu muzică populară și șampanie, este primarul de la Vulturen. Domnul primar de la Vulturen nu mai este membru sau în Partidul Social Democrat. El a fost dat afară în urma peripețiilor cu conducerea autoturismului său sub influența alcoolului. Dânsul nu mai este un social-democrat, iar cei care doresc să aducă atingere echipei social-democrate prin asocierea cu acest primar doar pentru a salva un politruc care în loc să fie director la școala Miron Costin e un fel de manechin care ține de urât în fotografii viceprimarului Miroșanu pe Facebook, se înșală amarnic în acest demers și nu vor avea niciun nicio realizare în demersul lor. Ca să fie foarte clar. Da? Urma cu privire la deciziile Consiliului de Administrație Inspectoratului Școlar Județean, raportat la acest caz și ancheta derulată acolo, o rog pe doamna inspector școlar general să menționeze măsurile luate azi. Da, în urma constatărilor concluzive, finale, ale anchetei derulate la nivelul școlii gimnaziale Miron Costin Bacău, s-au constatat sau s-au sesizat următoarele aspecte care țin fie de neconformități cu realitatea, ca să nu zic falsuri, sau altele țin de deficiențe manageriale propriu-zise, despre care o să vorbesc. Ceea ce nu este conform cu realitatea. Prezentarea referințelor la momentul petrecerii incidentului, pătrunderii mamei cu alaiul în școală. Dacă în nota scrisă către inspectoratul școlar, în două note, în două adrese adresate inspectoratului școlar, școala gimnazială Miron Costin transmite faptul că evenimentul s-a petrecut de la 9:50 la 10:10, lucru preluat și de mine ca informație dată spre presa băcăoană și celor direct interesați. Da, dacă în adresă ne precizează acest lucru, vizionarea imaginilor, înregistrărilor audio-video realizată de inspectorii școlari împreună cu reprezentanții școlii arată că pătrunderea în școală a avut loc la 10:20, în timpul orei care avea loc de la 10:10 la 11 ora conform orarului. Ce anume l-a determinat pe domnul director să scrie în două, da, rânduri acest aspect, nu a oferit explicații pentru asta, deci nici noi nu ne explicăm. A doua situație neconformă cu realitatea ține de momentul înregistrării cererii mamei. Conform declarațiilor mamei și ale domnului director, cererea ar fi trebuit să fie înregistrată în dimineața zilei de 26, ziua, da, incidentului, undeva în jurul orei 8:30, la analiza
înregistrării, cererii, da, modului în care s-au înregistrat documentele în ziua de 26, surprinzător, declarația doamnei învățătoare cu privire la derularea evenimentului are un număr de înregistrare anterior momentului înregistrării, numărului care, prin care este înregistrată cererea. Deci ele au aceeași dată. Dar doamna de învățătoare declară, da, că evenimentul s-a derulat, deci evenimentul se deruloase, primește un număr de înregistrare pe declarația dumnea ei, iar după multe numere de înregistrare, alte numere, da, cererea este înregistrată. Deci numărul de înregistrare al cererii este dat după momentul în care învățătoarea dă declarația. Și este penultimul număr din ziua de 26, penultimul număr de înregistrare. Asta înseamnă că dacă toate documentele școlii Miron Costin s-or fi înregistrat până în jur de 8:30-8:45 și peste zi nu s-a mai înregistrat nimic, așa se derulează lucrurile la școala Miron Costin. O a treia neconformitate cu realitatea, ceea ce, din nou, mă face să folosesc cuvântul fals, da? Nu este competența noastră și deja intrăm într-o zonă în care ar cam trebui să, da, să sesizăm organele de abilitate. Există două cereri ale mamei, două variante. Deci cererea a fost prezentată în format fizic de către directorul unității de învățământ, echipei de control, și la audierea mamei, da, la discuțiile cu mamei, mama ne-a prezentat o altă variantă de cerere. Niciunul dintre cei doi nu lămurește situația. Mama susține că, nu trebuie să o credem pe mamă, dar mama susține că aceea este cererea, da, pe care ne-a prezentat-o, cea oferită la momentul anchetării dumneaei. Alte nereguli, și de data asta la nivel managerial. Asigurarea delegării atribuțiilor de director. Nu există o delegare a atribuțiilor de director corectă. În echipei de anchetă i s-a amânat o delegare de atribuții din 3-a, 8-a, probabil înainte de plecarea în concediu, oricum este o exprimare generică. La începutul fiecărui an, directorul este obligat să dea o decizie pentru momentele de tip urgență, să spunem, respectiv pentru momentele în care, da, este la ore, dacă nu e în școală și trebuie suplinit, trebuie ca atribuții să fie preluate de directorul adjunct sau un alt cadru didactic. În cazul acesta nu există o delegare de atribuții. O altă abatere care arată că directorul nu manageriază situația în sensul asigurării securității elevilor, siguranței elevilor, da? Fapt care rezultă chiar din nota sa de relații, unde menționează că, da, un grup de persoane format din mama elevului, o cântăreață și așa mai departe, da, pătrund în unitatea de învățământ până la clasa respectivă. Se constată astfel, așa cum spuneam, că nu este asigurată paza unității de învățământ, existând riscul ca orice persoană, grup de persoane să pătrundă în școală. Necomunicarea procedurii de acces în școală este una dintre premisele esențiale, spun, ale evenimentului, pentru că lipsa comunicării procedurii de acces în școală este recunoscută, să spunem, da, de mamă, că nu i-a fost comunicată această procedură la momentul anchetării situației. Nereglementarea serviciului pe școală. Deși există un grafic al serviciului pe școală, nu există, conform legii, spunem generic, o procedură care să reglementeze clar modul în care funcționează acest serviciu, și mai grav este faptul că nu există în fișa postului profesorilor sau învățătorilor, cadrelor didactice, acolo unde există o zonă personalizată și li se dau atribuții de către directorul unității de învățământ, da? Nu există o astfel de trimitere, o astfel de atribuție care vizează, da, rolul profesorului de serviciu, eu știu, aria pe care trebuie să o, da, acopere și așa mai departe. Asta fie prin graficul care nu prevede acest lucru, fie, iată, prin această procedură se putea preciza acest lucru. Unul dintre profesorii de serviciu, da, suspectat a greșit la momentul în cauză, da, fișa acestui profesor, da, n-a putut fi pusă la dispoziție de către domnul director, fapt recunoscut, declarat în nota de relații pe care a oferit-o, cum că nu are o astfel de fișă a postului în care să fie stipulate atribuții de profesor de serviciu. Într-o școală, oamenii trebuie să știe ce să facă, da? Ăsta e rolul managerului, directorului, să-și pună pe direcție, să-și pună, da, la treabă angajații. Până la acest moment, sau poate greșesc, nu la acest moment, până la momentul încheierii anchetei,
Domnul director nu acționase în niciun fel, în sensul, da, în sensul convocării unui consiliu de administrație în care să ia decizia cercetării preliminare în vederea cercetării disciplinare a persoanelor care au fost vizate, doamna învățătoare, paznicul, cine o fi greșit din punctul dumnealui de vedere, da, noi avem o imagine, dumnealui poate să aibă o altă imagine vis-a-vis de, da, persoanele care nu și-au îndeplinit atribuțiile. Și atunci, luând în considerare toate acestea, considerăm că, în primul rând, prin forțarea, pentru că e o direcționare forțată a instituției Inspectoratul Școlar al Județean Bacău să ia în considerare informații false privitoare, iată, la momentul în care a avut loc incidentul, pentru că am spus că există două adrese către ISJM care specifică intervalul 9-50-10 și 10, prin multele deficiențe manageriale, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar a votat astăzi eliberarea din funcția domnului director Andrei Enache de la Școala Gimnazială Miron Costin, începând de mâine 3 februarie 2023, conform articolului 280 din Legea Educației. Mă rog să notăm faptul că la Școala Miron Costin avem un director care prezenta informații false în comunicări oficiale către Inspectoratul Școlar Județean, inventa numere, da, în registru de numere ca să își acopere urmele și lipsa, omisiunile anterioare, care erau obligatorii, da, din punctul de vedere al accesului în școală și așa mai departe, și care, în calitate de director, a consimțit ca în școala sa să aibă loc în timpul orelor, în plină desfășurare a orelor, astfel de evenimente. Lucru pe care eu îl dezaprob și îl resping din capul locului. Învățătoarea nu are nicio vină în toată această chermesă? Dacă nu i s-a comunicat procedura de acces a persoanelor în școală, nu are nicio vină. Ei, o spunem generic, în sensul, da, fiecare într-o școală, într-o instituție, fiecare angajat, da, primește sarcinile. Cam asta înseamnă directori parașutați, doar prin faptul că i-a calificat opțiunea politică sau carnetul de partid. Nici de cum competență sau un track record, un trecut care să demonstreze capacități de management și așa mai departe. Cine i-a parașutat în această? Fosta conducerea Inspectoratului Școlar Județean, care era la momentul respectiv. Aș completa și eu o referință a domnului prefect anterioară. Există o ciudată coaliție pe care am sesizat-o la nivelul școlilor, de ajung oamenii să dea declarații false. Nu știu de ce am o baftă așa. Pare constrângere. Da, nu știu dacă e constrângere. E o colegialitate prost înțeleasă, că rămâne directorul meu, că suntem colegi, că... Deci, sunt profesori care sunt cadre didactice care spun că evenimentul, și susțin în continuare că evenimentul s-a întâmplat între 9.50 și 10.10 și asta ieri, a doua zi de anchetă, și sunt cadre didactice care spun adevărul. Nu putem înțelege până unde poate merge falsitatea unui cadru didactic. Noi avem un rol moral acolo, în primul rând. Nu în primul rând, în primul rând educațional, de formare. Dar e dublat de unul moral. Nu, e ceva ce nu pot să înțeleg, credeți-mă. Luați în calcul și constrângerea. Și nu numai acolo, peste tot. Păi iau un calcul sau nu îndrăznesc să iau un calcul în sensul acesta dur al termenului constrângere, dar trebuie să luăm un calcul, da. Doamna inspector, întrebare mai delicată. Cele două sinucideri care au avut loc, credeți că are legătură cu acest gen de Este posibil. În cazul fetiței de la Miron Costin, era un caz al unei fetițe cu deficiențe de auz, care nu și-a găsit locul, ca să nu zic, pentru că nu sunt dovezi concrete, dovezi în sensul cercetări concrete, că ar fi suferit bullying la școala Le Crusoe, pentru că era transferată la Miron Costin. Cu o situație, da, citită de către cadrele didactice ca unui copil retras, cu această problemă legată de auz care îi îngreuna și comunicarea, dar și relaționarea și cu a ei colegi și cu profesorii. Este posibil ca tot așa, din lipsa unei coeziuni între direcțiune, diriginte, cadrele didactice de la clasă, părinți în același timp, să fi condus, iată, la cumva să fi ajutat, bineînțeles, în mod
indirect spun eu, dar să fie ajutat la, din nefericire să fie ajutat la această luare a deciziei de către fetiță. În cazul Onești, fetița de la, fetița de clasa 9 de la liceul Corprogram Sportiv Nadia Comăneci Onești, cazul acela este și cumva și mai delicat, un pic un fundal depresiv al fetei exista, deci cazul are fundal medical, să zic așa. Doamne, că ne spuneați în cazul doamnei învățătoare, da, de la clasa a doua. Da. Că în lipsa unui regulament, adică poate lăsa pe oricine să facă ce vrea dacă nu are un regulament. Nu, am spus-o, recunosc ușor ironic, în niciun caz, nu. E vorba de a răspunde de ceva, da, dacă ai pe foaie. Nu, din nou spun, moral, ca responsabilitatea unui cadru didactic. Tu trebuie să ții ora, în primul rând, da? Ea nu și-a ținut ora, făcea petreceri împreună cu părintele și, da, adică, în niciun caz, repet, am spus-o ușor ironic, în sensul, da, că deficiența managerială a condus la această deficiență de desfășurare a orei. Nu, este direct responsabilă pentru desfășurarea orei. Se vor lua măsuri și în cazul doamnei învățătoare? De la ISJ Bacău, da, a plecat această recomandare ca, eu știu, conducerea unității de învățământ să ia măsurile necesare în sensul cercetării prealabile în vederea cercetării disciplinare a persoanelor implicate. Dar decizia este a școlii, că e posibil. Noi am dat recomandarea, apropo de recomandări și... Păi doamna învățătoare avea o metodă revoluționară de educație. Da, e o formă de șampanie, formă de coeziune. Eu cred că ceea ce e mai limpede și mai clar este că managementul și decizia educațională, managementul de vârf, da, director și așa mai departe, a strălucit prin absență și prin cu totul alte preocupări, dacă mi este permis. Fotografii pe Facebook, ținut de urât și așa mai departe, da? Ca să nu se simtă stingher un domn viceprimar. Eu nu cred că un director trebuie să facă lucrurile astea. Cred că trebuie să fie mai prezent acolo în mijlocul școlii, în consiliul în colegiul de cancelare, în consiliul profesoral și așa mai departe. Acolo e locul lui și acolo trebuie tranșate aceste lucruri. Updatarea, aducerea la zi a unui regulament de funcționare și de ordine interioară cu privire la accesul în școală și așa mai departe. Pentru că devine responsabil sau un astfel de regulament devine incident unui profesor și îl putem trage la răspundere sau atrage răspunderea sa dacă există promovat un astfel de document. De asta sentimentul ăsta de haos și de asta și spuneam de acești domni care au fost plasați la conducerea unor școli fără să aibă nicio chemare pentru zona de management educațional și pentru ideea de administrare și gospodărie a unei școli în cele din urmă. Care nu se face doar pe Facebook. Am văzut că pictăm școlile, facem happening-uri, tot felul de evenimente, dar în spatele acestei poștițe care sună frumos și arată bine și colorată, iată ce se ascunde. Dacă nu mai aveți întrebări, eu vă mulțumesc pentru participarea la conferința de presă de astăzi, mai lunguță decât alte conferințe de presă pe care le-am organizat îndeopște la instituția prefectului. Și să ne auzim cu bine în perioada următoare. Vă mulțumesc tuturor!